4 de sunt și mai sunt 4 lei. 600 de ani. Scoțăvoare, dar nu sunt 4 lei. Da? E, la atâta ani de vechime, am spus, atâta am cât un asistat social la 4 de ani de vechime? Nu, 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 la asistat social are 100 și ceva de lei. 42. Bun, mă, ai lucrat așa. Da. În sectorul de stat, 19 ani. Cu 11 ani la grupa a doua, ai lucrat 30 de ani, nu? 28 aici și 11 luni, condiții normale, 28-35 de ani și ai primit suplimentar conform grupei de muncă. Unde ați lucrat? Am lucrat ca mecanizator, la Hodere. A adunat și domnul primar, poate și domnul inginer al Roșoaiei. Eu am lucrat pe dreptul, am lucrat pe la Rădăuț Prut. Și la Prut. Unde ai lucrat la Rădăuț Prut? Poftim? La Rădăuț Prut? Da, acum. Luați-i pensia, domn ministru, dacă am lucrat la Rădăuț. Eu tocmai o să-i dau mai mult pe care ar două sfânt acolo la mine, nu? Da. Era la club. Era mai detașat. Tot ceea ce noi lucrăm, și asta o spun la general, că nu mai citesc cât timp aici, de-a lungul timpului nu face altceva decât să se regăsească aici. Dacă noi am avut salariile la un moment dat, cum le-am avut, cu siguranță ne influențează. Dar ce nu găsesc eu mama ta aici? Uite aici. Punctajul mediu anual și majorare grupe în plată. Deci în 2009 ai avut punctaj suplimentar conform anilor lucrați în grup. Păi, atunci s-a recalculat că ordonanța a fost dată în 2008 și atunci când mă dai aici la pensie, ți-o dat tot aici la litera G, găsim acest care de autivesc, că mă dai lucra și agricultor și asta, nu spui? Da, am 17 ani. Asta au fost cei... Ați lucrat pe norme? Da. Pe norme, nu pe sărare. Da. De aici, bine. Dacă nu lucrați ăștia 11 ani în grupa a doua, era mai jalnic. De asta am spus că vorbesc așa un pic până îmi citesc tot. Deci în sectorul agricol 17 ani. Și aici tot ce am lucrat în sectorul agricol s-a cuantificat în cadrul pensiei noastre sub formă de norme și nu sub formă de salariu. Por normele pentru agricultură, știți că în momentul în care am intrat în 2000 la guvernare a fost o duplare a pensiilor la agricultură, practic erau foarte mici pensiile. Nu am un răspuns care să vă satisfacă. Astea sunt datele conform muncii pe care ați prestat-o dumneavoastră. N-am un răspuns care să vă mulțumesc. Spun că da, că aveți dreptul la ceva plus, în afara faptului că de la 1 septembrie veți beneficia și dumneavoastră de majorarea punctului la 1265, iar conform punctajului pe care îl aveți aici, numai un pic. Vă spun și că va fi pensia aici. Asta ne-a pensie lungă, nu mare. Eu așa mai glumeam cu bunicii care veneau la mine în audiență. Contează că sunt de lungă. Paradie. 967 de lei va fi pensia de la 1 septembrie.